Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de Brawl Stars cu sfârșitul de sezon, pentru că știți bine, tot timpul sfârșitul de sezon vine cu un episod special. Sfârșitul de sezon în care, după cum observați, mi-a dat 2147 de star points-uri. Asta vine că m-a scăzut 2147 de trofei, bineînțeles, că un star point e echivalent la un trofeu. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți și vreți să mai fac astfel de episoade și vă place încă Brawl Stars-ul, că n-am mai băgat update de vreo 2 luni, cred că să fac 2 luni de când nu s-a mai băgat update. Follow pe Instagram, mădălin.adrian23. Aici vă voi arăta brawlerii mei cei mai mari ca trofee. După cum vedeți, mi-a scăzut Mortisul la 654 și mi-a dat 155 de star points. Pe l-am avut, mi se pare, 710 trofee, dacă nu mă înșel. Pe dar mai la fel am avut, nu 710, 810, îmi cer scuze. Dana mai cu la fel am avut 800 plus, Bibi aproape de 800, am avut 770 parcă. Brock, Carl, aici sunt toți brawlerii pe rând, ca și cum, nu știu cum să zic eu, pe rând ca star points-ul. Ultima a fost Penny, că nici nu m-am jucat cu ea, sincer, n-am avut chef. Problema este următoarea, nu prea mai am ce să mai fac cu star points-urile. Ia să vedem ce au mai băgat pe aici. Au băgat special ofer cu Megabox, hai să luăm tichetele astea de aici. Nu prea, ia uite mă, Mecha Book, 269 de gemuri. Bă, ești nebun, bagă reduceri la skin-uri? După cum vedeți, da, n-am cum să mai cumpăr, probabil un skin de Bull, dar trebuie 2500 dacă nu mă înșel. Dar n-are rost pentru că e mai urât decât ăsta de la Mio. Skin-ul pe Bull, ăsta. E mult mai urât decât ăsta, că e pe negru și e foarte urât. Deci n-aș prea avea de ce să mai, ce skin să mai iau, sincer să fiu, decât pe conturi secundar, atât. Despre update, că poate toți vă întrebați și chiar și eu mă mir de ce nu-l bagă. Părerea mea e că, din câte am înțeles, în Finlanda, ei sunt în vacanță, au o vacanță de asta, o lună, o vacanță, și din cauza asta au și băgat star points-urile astea, adică gen star points-urile să dureze pe timpul vacanței lor. Și atâta timp cât o să se bage gen încă săptămâna asta și săptămâna viitoare toate star points-urile, că mai sunt pe 6 brawler, de-abia atunci vor băga un nou update și vor anunța un Brawl Talk cu nou update. Părerea mea, eu sunt de părerea asta. Și din câte am înțeles și am mai vorbit și pe afară cu diferiți youtuberi străini, că e afară măcar se pot interesa. La noi în România nu ne bagă nimeni în seamă, că nu avem puterea de cumpărare foarte mare. De asta nu putem nici să avem server privat beta ca să prezentăm înainte de update Brawl Stars-ul cum e și multe alte chestii. În fine, să intru și pe contul secundar să vedem și acolo cam câte star points-uri. Bine, nu o să-mi dea multe, dar o să fie ceva. Ok, am revenit și pe contul secundar. 101 mi-a dat pe Mortis, că am avut cel mai mult. 700 de trofei am avut parcă pe Mortis. Mi-am mai dat câte puțin la ăștia. 219, ok, star points-ul 219. Am făcut și aici 11.000. Dar sincer, mamă, frate, de ce naiba am două star power-uri? Sunt două star power-uri diferite. Da, acum mi-a pleznit bibilica. Da. Sunt două star power diferite. Mă miram eu, bă, ce naiba, mă, frate, mă, de ce apar două star power? Cred că până una alta, băieți, o să iau eu acest skin. Cred că o să iau acest skin, băieți, pe Bo. Cred că pe episodul acesta, chiar acum o să iau și o să jucăm cu el. Pentru că până picăcioara, dacă picăcioara, dacă nu pică, poate mai fac eu star points-uri, cine știe cum. Ok, am luat Star Power, doamne, skin-ul nou pe Bo. Hai să jucăm, cu el pe episodul acesta. Despre Mama Hugh, gen de Star Power la Pem, nu are rost. Aș fi vrut aici să-i dau un upgrade la Bo, dar nu se poate. Hai să dăm match, să dăm niște meciuri de solo pe Bo, cu Bo pe meciul, pe episodul ăsta. Și poate o să dau niște meciuri și pe contul cel mare, cu Cioara, cu skin-ul ăla, gen de l-am luat ultima dată. Nu știu sigur. Ok, pe mai aici. Trebuie să am grijă. S-a băgat asta pe mijloc? Ce se bagă, ce se aruncă băieții mei pe mijloc? Leon ăla sigur nu va veni încă, adică clar are frică în el. Că e și low HP. Cioara merge iar foarte bine pe mapa asta. S-a băgat pe mă... Aolo. Băi, dă-te în sânge să te bat. Oare e tot aici? Nu, a fugit. Perfect. Bă, n-ai bai, cu să nu mă după perete, bă, ți-a dat mă mică ta perete, mă.
Bai, dă-te încolo cu pereții tăi. A fugit? A sărit? N-a sărit. Am crezut că a fost catapultată. Trebuie să-i pic tureta neapărat. Dar mi-e să nu vină de aici cineva. Asta e nasol pe joculețul acesta, băieți. Te seacă foarte mult, cum să zic eu, așteptarea asta. Așteptarea te seacă foarte mult pentru că trebuie să fii foarte pasiv. Foarte, foarte pasiv trebuie să fii pe joculețul ăsta. Să fac timing cu Daryl pentru că nu vreau să vină în mine. Înțeleg de ce toată lumea face timp. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu. Ok, am scăpat relativ ok. Lol, dar s-a n-am avut cum, frate, n-am avut cum. Roza e bombă. Și vine și el acum din pomana ei și bate tot ce prinde, logic, pana mea. Și el e cel puțin o forță pe toate mapele, ok, nicio problemă. Asta a fost un meci de încălzire pentru tot timpul, când e meciul de încălzire nu prea joc eu prea bine. Ok, hai să dăm și cel de-al doilea meci. Al doilea meci în care o să fiu mai bombardier. E, și nu știu, e de dimineață când filmez acest episod și... Și nu prea sunt eu așa, ca pe live-uri. Ok, văd că sare și Eli. A sărit aici. Pe aici în boschete n-a avut timp ca să vină cineva. Ok. Luăm toate power-up-urile astea. Să nu vină Frank. E la distanță mare, n-are cum să vină deocamdată. După cum spuneam, foarte multe Shelly. Foarte multe Shelly. O să stau puțin tactic. Bun, am dat un hit acolo, vreau să-mi încarc și superul dacă se poate. Nu mă voi băga în hiturile lui Shelly. Stau numai după pereți, uitați-vă și voi, full Shelly și numai după pereți. Ireal. Deci jocul ăsta a devenit foarte, foarte, foarte frustrant. Foarte, foarte. Mai e și o sărăcie de-l primă acolo. Nu știu ce să zic, băiți. Eu n-am cu cine să mă bat, că sunt numai coteți, numai pomanagi. Uitați-vă și voi, nici numai pomanagi. Ok, hai că l-am omorât pe ăla acolo. Dar nu o să mă pot bate, că, băga după power-a cu este și ele aici. Aia e, boss. Du-te, bă, de aici cu teaming-ul tău. Hai, tăticu, te baci peste mine. Oricum am minele sub mine. Uitați-vă și voi, aici peretele la trebuia spart, frate. A, dați seama că nu mai are nicio șansă? Ok, bun. Primul win de pe acest episod. E mapa, frate. E mapa de vină în primul rând și în al doilea rând că a făcut star power-ul lui Shelly foarte OP și este Shelly însuși foarte OP. În vreo 2 sau 3 meciuri o să mai dau pe contulețul ăsta și o să intru după aia să joc și cu Cioara, că n-am mai jucat de mult cu Cioara pe contul mare. Eu Shelly aici cred că o să o las. Văd că a venit Colt aici. Băi, pișpirică! Băi, ești nebun la cap. Doamne, tu în loc să fuzi să-ți încași viața, el încă venea să-ți bată cu mine. Bă, ce cu capul vostru? Mă?
A, și uite așa s-a băgat eu la mijloc. Și Poco merge bine pe mapa asta, ce drept. Mă bucur că am scăpat de aici. Ce vine să dezactiveze minele? Băi, puță de maimuță. A, încă el, încă gen vrea să dezactiveze minele. Ok. Aolo, e un coșel aici. S-a terminat șmecheria. Mie totuși ca Leon să-și încarce superul și să vină pe mine. Ok, a murit și el. Uite și pe ăsta, băi, Gheorghe. Au, dar are star power nou. Ok. Aolo! Ok, bun. Mamă, ce meci tensionat, ce meci nebun. A fost bătaie mare acum pe final. Cred că am revenit pe contul mare, deci vreau să dau cu cioara de final și cu Poco, cu nou star power de la Poco. Cred că e pe full screen, Ok. Păi nici cu colul m-am mișcat sezonul ăsta, frate, de-a trecut. Am dat la predict, am știut că va veni acolo. Ok. Chileanu, verificăm boșcheții, că-s numai boșcheta, ia uite-l pe ăsta. Numai boșcheta, exact cum vă spuneam. S-a băgat pe perete, nicio șansă. No chance. Probabil că e Leon cu invizibilitatea, că l-am auzit. Ok. Clar, i s-a dus invizibilitatea de atunci, de când l-am auzit eu. Au trecut 7 secunde sau cât mai durează. N-am cum, frate, sunt pereții ăștia, mama lor de pereți. Ok, că i-am dat acolo. Hit. Wow! Bro, dar ce naiba de la Shelly m-a trimis pe Leon? Băi, dar ce damage îmi dau. Mi-aplaudă urechile. Colta să nu face nimica și colta pe mine se pune. Țeapă, fraiere? A, dar se pun pe mine. Uite, uite și tu, dacă e corect jocul ăsta aici. Aici, dacă e corect jocul ăsta. Dacă e corect jocul ăsta, mă, frate, mă, aici. Ok, încă un meci cu cioara și după aceea voi schimba pe Poco. Ce puteam eu să fac când eram băgat între doi leoni? Dar de atacat nu se atacă între ei pentru că știu că unul dintre ei moare. Deci unul dintre ei moare pentru că leonii sunt egali. Mai ales ca power up erau egali. Și se omora, era riscul să se omoare, să câștige ori unul, să câștige altul. Și eu să fi rămas și să-i fi bătut. Lasă aici, nu mă bag. Ok.
Nu, 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 nu. Fii atent ce i-a dat Unita, bă, nu te cred. Unita power up 6? Din nou pereții? Pereții de salvează jucătorii? Sper că nu-i cineva băgat pe aici prin boschieti. Știi ce manevră i-a făcut Bulangiu? S-a dat prieten și l-a omorât. Hai că... Bat Ursoaica în 5 ani. Mă mir că Bo nu m-a omorât, frate. N-am ce să-i fac, n-am ce să-i fac la Nita, e prea OP. Adică are power-a prea mare. Power-a prea mare, băieți. E și Leone power-a mare. N-am ce să-i fac. E meciul lui Nita clar. Deși clar e meciul lui Nita. Bă, uite, iară 2 Leoni. Dar de ce nu se bate cu Nita? Că Nita e lângă el. Măcar l-am omorât și pe ăsta, relativ. Uitați-vă și unde se bate Nita cu Leon! Doamne, bă, băiatule, n-am văzut așa ceva, no, no, no. Ok, hai să dau meci și cu Poco. Deci n-am văzut așa ceva, Nita era, deci Leon era lângă Nita, dar ei nu se băteau, nu se întâlneau, dădeau decât după mine. Și dacă nu atacam pe Leon, nici după Leon ăla nu dădea din stânga. Ce să mai zic, mă, frate, mă? Voi vedeți pe episod, adică puteți să vă dați cu părerea, să vă dați seama ce joc a ajuns ăsta. Ce hal de joc, frate. Ce vrei, bă, chitară, bă? Opa! Ce, mă atragi ca să ce? Bun. Opa, Bendaidu. E bun și star power-ul ăsta nou, ce-i drept. De la Poco. Nu e the best, dar e ok, e ok. Too bad, man. Scurios, e cineva aici? Nu, nu e nimeni pe fel. Mamă, numai Shelly? A, și un Leon. Blană rău, și să-mi băga și la mijloc. O să stau Cileanu ca să scăpăm de șelurile de pe margine. Bun. Too bad, man. Comment. No comment. În comenti cu Poco și cam asta a fost episodul. Nu mai țin pentru că nervii mei au și eu o limită. Când filmeze luni, luni fac pauză, sunt și eu un concediu lunea. Lunea pentru mine e un concediu. No. No se puedo. No se puedo contestar, băieți. Să moară, nu de alta. Să moară, Bibi, de necaz.
Bro. Moftic dacă Dana Michael ăla nu moare pe mapa asta. Wow, bibiș, bibișor, doamne. Piper, te love. Te quiero mucho. Te quiero mucho, Piper. Ia uite-o pe asta aici. Bă, Grigore. Ia uite-mă că n-am avut super acolo să eu dau pe mufă. Dați-vă aici la Grigore ăsta, că stai aici în pereții vieții și ai sorții pământești, că nu mai pot cu ai pereți. Ok, hai că am omorât-o. Nu mai pot cu ai pereți, băieți. Da, dă-te în sânge să te... Oi, ești nebun cu 26 viață rămas. Problema e că mi-am folosit ca prostul star power, ăsta star power-ul. Superul ca să-mi încarc, ca să omor. Too bad, man. Da, seama că nu mai are nicio șansă asta. Bă, da, oricât power-up ai avea, 1200 dai pe super. Deci oricât de mult power-up ai avea, 1200 rămâne gen limita normală de super, da. Cam asta a fost episodul, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, de abonare dacă doriți să mă susțineți. Am zis că fac sezonul ăsta peste 18k, n-am făcut. Nu, și sezonul viitor ce să mai zic și ce să mai fac, pentru că dacă nu e un update chiar, adică aceeași mapă, aceeași brawler și așa mai departe, aceeași Shelly infinită, nu prea te mai atrage așa de mult. În fine, toate cele bune, nu uitați de butonul de like și ne vom vedea data viitoare. Sper eu, cred că o să fac challenge sau ceva de genul, nu știu, ca să nu mă mai plictisesc așa tare pe joculețul ăsta. Pa, pa!